Întâlnirea din această seară dintre Astra și Steaua este considerată derbiul etapei și se anunță de mare interes în condițiile în care echipa lui Șumu Dică nu are încă victoria acasă în Liga 1, în timp ce Steaua poate bifa al treilea succes consecutiv în deplasare, după victoriile cu Pandurii și Botoșani. La conferința de presă organizată aseară la Giurgiu, Șumu Dică a declarat că deși și-ar dori o victorie, prima favorită a partidei rămâne Steaua, mai ales că Astra are probleme de lot. Nu, am spus că acea declarație a fost într-un sens. Și sensul respectiv, gândindu-mă la... M-au întrebat mai multe, de fapt mai multe persoane, ce mi-aș dori. Să mă calific cu Alkmaar sau să mă bată Steaua cu... Și am zis că prefer să pierd cu Steaua și să mă calific în grupe. În sensul ăsta, nu că nu mă interesează campionatul. Drept dovadă că și la Timișoara am făcut tot ce ne-a stat în putință să câștigăm jocul. Cum erau vremurile când erați militari și trebuia să mergeți pe Ghencea să vedeți Steaua? Costum de postaș. Eram șef de detașament atunci și am pierdut salamul. Nu v-am zis, v-am povestit. Aveam un calup de salam, fiindcă aveam pauză și trebuia să împart. Și mi-a căzut pe... de la 23-17 era unitatea militară până la stadion, am pierdut salamul pe drum. Și să mă încerc cu toată lumea, că n-aveau ce să mănânce, da. Și să eram forțat, astea erau vremurile. Ați menajat ceva jucători, va fi mai ușor acum să puneți un prim 11 pentru meciul cu Steaua care să reușească să vină echipa campionă? Am menajat, au fost accidentați marea majoritate dintre ei și în continuare sunt accidentați. Vedeți, vedea mâine primul 11. Deci aveți ceva probleme de lot? Da, avem probleme mari, a plecat și Takayuki, avem probleme destul de mari. Apropo de plecarea lui Takayuki, sunteți supărat pe el? Nu. E decizia lui, este o clauză pusă în contract. A convenit cu președintele clubului, au decis ca la această sumă să fie liber de contract și atunci respectăm decizia lui de a pleca. Nu pot să-i spun nimic, e viața lui, el știe cel mai bine. Astra e favorită? Da. Nu, Steaua e favorită. De ce? Fiindcă este campioana țării, este echipa care tot timpul este peste tot la televizor, camerele de la vedere, îi urmăriți peste tot. Nu e logic. Dacă peste tot, toată lumea, ați văzut și voi comentatorii, când e mingea la un jucător de la Steaua, parcă își prinde degetul la ușă. Dar totuși după derby mai pare echipa campioană. Care derby cu Dinamo? Da. Da, cu siguranță. Ei sunt favoriți și îi respectăm. Au mult mai multă experiență decât noi. Noi suntem o echipă mică care încercăm să ne impunem și noi an de an și să facem campionatul cât de cât mai frumos. A ajutat pe Astra scorul din derby? Nu, Steaua, eu consider din ce am urmărit așa și ce am pregătit eu acum, că virgulă Steaua a meritat să câștige acest joc. Cel puțin repriza a doua a jucat foarte bine. Dinamo o bună organizare, dar mai mult defensiv. Steaua a avut mai mult inițiativă, mult mai multă forță, jucători care pot duce atacul foarte bine, în benz, deci au jucători periculoși. Spunea Rădoi că a spus vorbe în gură vis-a-vis de Budescu și anume că n-ar face faza defensivă. Și că e un jucător bun, dar nu merită 1.500.000 de euro. Nu-i treaba mea. Nu-i treaba mea cât merită jucătorii. Nici eu nu știu cât merită Tadechi, Ciu, nu fac eu apreciere de genul ăsta, că nu știu, nu mă pricep la prețuri. Dar Budescu ar... Budescu e capitan. E capitanul echipei noastre, nu și-a dorit să plece până acum. Unde să plece? Nu și-a dorit, are atâtea oferte. Au fost atâtea oferte din golf. Nu și-a dorit să plece. Este remunerat foarte bine aici și își dorește foarte mult să rămână. Dar trebuie să întrebați pe el. Eu știu, asta îmi spune mie. A jucat cu stadionul arhiplin, USAM. Ce credeți că se va întâmpla la meciul cu Steaua și dacă vor veni oamenii, vor fi cu asta sau cu Steaua? Nu, bănuiesc că marea majoritate vor fi cu Steaua. Noi suntem o țară bolnavă. Vor juca jucătorii Astrei și pentru a intra în vederile selecționerului? Vă așteptați că ăsta e momentul să fie mai mulți jucători de la Astra convocați la lotul național? Nu, cred că va chema foarte mulți jucători de la Astra, nu. Nu credeți că iese revoluție, cum se spune, dacă nu... Nu, de ce? Budescu. De ce să iasă revoluție? Nu, asta e decizia fiecărui antrenor. Domnul Iordănescu știe cel mai bine. Fiecare are filozofia lui. În momentul de față, cine are mai mari șanse să meargă în grupele Europa League? Astra sau Steaua? Steaua. De ce? Fiindcă ei sunt învățați cu grupele Europa League, au jucat de atâtea ori și noi am jucat, de fapt, acum de au pierdut play-off-ul Astra, anul trecut l-au câștigat, s-au calificat, au mult mai multă experiență și cred că și mai mult noroc decât Astra. S-a vorbit de atâtea ori că Steaua ar vrea jucători de la Astra, dar dumneavoastră vreți un jucător de la Steaua?
Da, și eu îmi doresc jucător de la Steaua, fiindcă la Steaua sunt jucători buni și îi cunosc, unii am și lucrat dintre ei. Care ar fi? Dar noi nu ne permitem să luăm jucători de la Steaua, fiindcă ei au un patron foarte potent din punct de vedere financiar și niciodată în Steaua nu o să vândă jucători în țară. Steaua va juca astăzi cu prima garnitură, singurul absent fiind Nicușor Stanciu, care nu și-a revenit complet după accidentare. Față de meciul contra Dinamo, Steaua va avea o singură modificare în primul 11. Toșcai va lua locul lui Ierme. Echipele probabile sunt Astra, Lung Junior, Cheroș, Găman, Horoș, Moraeș, Dandea, Boldrine, Nache, Texteira, Dea Morim și Budescu. La Steaua vor juca Cojocaru, Alsenat, Pap, Varela, Toșca, Muniru, Brevelt, Adipopa, Kipciu și Tade. Jucătorii Astrei s-au obișnuit cu ritmul infernal în care se succed partidele și spun că un meci la 3 zile nu îi mai deranjează. La conferința de presă de aseară, Florin Lovin a vorbit despre întâlnirea frontală cu Steaua, echipă la care a jucat multă vreme. Va fi pentru mine personal un meci special, dat fiind faptul că am evoluat acolo 5 ani de zile și foarte mulți membri din stafful Stelei sunt prieteni de-ai mei. Dar când ai o carieră destul de îndelungată ca a mea, trebuie să te întâlnești cu astfel de momente și cred eu că prietenia și astfel de lucruri vor fi, eu știu, numai înainte și după meci, iar în timpul meciului fiecare își va urmări interesul. Mulți dintre suporterii Giurgiuveni sunt steliști. Cum crezi că va fi împărțită lumea pe stadion? Da, nu știu dacă foarte mulți suporteri Giurgiuveni sunt steliști, dar cu siguranță an de an Astra a câștigat câțiva dintre acești suporteri. Pentru că prin rezultatele care le-au obținut în ultimii 2-3 ani, practic mulți din tabăra această listă de care spuneați, cred că au trecut de partea noastră și cred că așa este și normal. E echipa din acest oraș și trebuie susținută. Ce preferați, să bateți pe Steaua sau să vă calificați în grupele Europa League? Normal, ambele preferăm și cred eu că nu poate cineva să ne pună să alegem, dar... După cum am spus la începutul sezonului, ne dorim să luăm campionatul, cel puțin nu a fost obiectivul declarat, a fost locurile 1-3 și această oportunitate și acest privilegiu de a juca în Europa League, cred eu trebuie să ne bucure, nu trebuie să o privim ca o povară, că suntem obosiți, că jucăm la 3 zile. Tocmai de asta joci un campionat întreg, să ajungem în play-off și să jocem cu cupele europene. Iar când ajungem acolo, mulți dintre noi ne plângem că suntem prea obosiți. Nu, nu este un lucru normal. Echipele trebuie să-și facă loturile în așa fel încât să joace cât mai mulți jucători și să demonstreze pe ambele planuri. Portughezul Filipe Texteira consideră meciul cu Astra ca fiind foarte important, chiar dacă urmează dubla din play-off-ul Europa League. Pregătiți pentru meciul cu Steaua? Da, trebuie. O să fie un meci frumos. Ne așteptam un meci dificil, dar jucăm acasă. Sper că să fie un stadion plin și eu să facem ceea ce putem să iau 3 puncte. Domnul Șumudic a spus că preferă să piardă cu Steaua numai să se califice în grupele Europa League. Tu? Eu acum meci următoare Steaua. Trebuie să le câștigăm. Să continuăm cu obiectivul nostru. Dacă mă întrebă dacă prefer să câștig unul și să pierd altul, normal că sunt din părerea lui Șumi, dar eu vreau să câștig unul. Dai un gol cu Steaua? Nu știu, să vedem. Important e să câștigăm meci și echipa să joc bine, să avem plăcere de pe teren și asta e mai important. Te bucuri că ai mers la Astra și nu la Steaua? Da, normal. Sunt bine aici, mă simt bine și sper în continuare că tot să fie cum până acum. În momentul ăsta, cine are mai multe șanse să ajungă în grupele Europa League? Steaua sau Astra? Cred că la fel. Sunt două adversare puternic. Din campionatul, să zic, mai puternic ca din România. Dar vorbește noi, avem, după care trecem de West Ham, avem șansa noastră să și trecem de AZ Alkmaar. O să vedem, o să fie dificil.
Fanii Astrei din Liga Suporterilor au participat aseară la antrenamentul echipei, iar astăzi au fost la Inspectoratul Județean de Jandarmi și apoi la Clubul Astra, pentru a face cunoscute noile mișcări coregrafice ce vor apărea în tribune. Una peste alta, pe câțiva dintre suporteri i-am prins la un mic interviu, subiectul fiind legat evident de pronosticuri. Pregătiți pentru meciul de cu Steaua? Bineînțeles, ca de fiecare dată, întotdeauna suntem pregătiți. Că este bine, că este rău, nu contează. Să înțelegem că galeria a pregătit ceva special? Nu, de data asta nu am pregătit nimic. Încercăm să pregătim pentru meciul cu Almar. Să dăm mai întâi un pronostic pentru meciul cu Steaua. Un pronostic. Păi dacă stăm și un pic și ne gândim, pentru ultimele trei meciuri ne-a bătut cu arbitru, o dată, a doua oară, iar așa pe jumătate cu arbitru și am făcut un egal. De data asta e rândul nostru, îi batem rău. Pregătiți pentru meciul cu Steaua? Da, de când s-a făcut programarea turului, așteptăm acest meci, mai ales că Astra e pe val. Vrem prima victorie acasă în campionat. Vrem să fie stadionul plin, să încurajeze Astra. Un pronostic? Victorie. Mai exact? 2-0. Cu privire la suporterii care vin pe stadion și mai ales la aspectul legat de afinitatea acestora pentru una din cele două echipe, am discutat cu un alt suporter. Cum crezi că o să fie stadionul mâine seara? Păi sperăm în primul rând să fie plin, dar sperăm să fie plin de giurgiuveni care să susțină Astra Giurgiu și nu rivala. Cum deja ne-am obișnuit la acest derby, majoritatea giurgiuvenilor susțin Steaua. Sperăm să le facem față și clubul să încerce într-un fel să nu lase prea mulți steliși pe stadion și să-i batem pe teren. În tribune e mai greu. Un pronostic? Un pronostic, 1-0, am fi foarte mulțumiți. Am lăsat mai la urmă problema arbitrajului, un capitol la care Astra este mai mereu defavorizată. O părere cu privire la arbitraj? Mi-aș dori un arbitraj corect, având în vedere că toate meciurile jucate cu FCSB-ul au fost decise de deciziile greșite ale arbitrilor. Când a fost Tudor, când a fost Colțescu, n-a scăpat, tot Colțescu a venit peste noi, dar poate echipa să fie foarte bună mâine și deciziile arbitrului să nu influențeze scorul și rezultatul final.